Dumnezeu să primească lauda acestor tineri. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună seara aceasta aici. Îi mulțumesc eu Domnului și fraților din conducerea bisericii care au creat această ocazie să medităm câteva zile asupra unor întrebări vitale ale vieții. Întâi de toate vreau să vă aduc salutări din partea fraților, surorilor de credință din țară, din Europa, unde am călătorit în ultima vreme. De asemenea, din partea colegilor profesori. Colegilor profesori de la București. Deși vin din Timișoara, acolo unde locuiesc cu familia mea. Pentru cele trei zile, luni, marți, miercuri, vom studia, vom medita la trei întrebări cheie ale vieții, mai ales astăzi. E clar că trăim niște schimbări foarte clare. S-a tehnologizat lumea. Valorile
oamenilor se schimbă. Instituțiile nu mai fac față, că e vorba de școală, că e vorba de biserică. Ce răspuns are biserica la aceste provocări contemporane? Pentru că avem trei seri, am gândit să abordăm următoarele subiecte. Seara aceasta aș vrea să medităm la cartea Eclesiastul. Din această carte a Vechiului Testament, să încercăm să răspundem la întrebarea cine sunt și ce cred. Tema aceasta este importantă mai ales pentru tineri, la început de an pentru toți, pentru că e bine să îți verifici filozofia de viață. Cine ești? De unde ai venit? În ce crezi? Cine îți face filozofia de viață? Scriptura, așa cum frumos a punctat fratele Ruben, cuvântul lui Dumnezeu în tandem cu Duhul lui Dumnezeu? Sau un filozof, un trend, internetul? Cine îți șlefuiește gândirea, filozofia vieții? Ne vom uita în această carte. Duhul lui Dumnezeu a îngăduit să avem cartea Eclesiastul în Sfânta Scriptură. Înseamnă că e importantă pentru noi. E o carte filozofică, dar vom încerca să extragem din ea lucruri practice, direcții pentru viață. Mâine seară, dacă Dumnezeu îngăduie, ne vom concentra la o altă întrebare. Am numit-o, i-am dat acest titlu care să simplifice problematica în sine. Pe ce lume trăiești? Pe ce lume trăiești? Și asta pentru că am să vorbesc despre impactul tehnologiei a lumii virtuale asupra lumii reale. Vă rog toți să vă aduceți smartphone-urile cu voi, laptopurile. A fost o glumă. Dar toți aveți, nu-i așa? Până și mama mea. Mama mea, care acum are aproape 80 de ani, acum vreo 10 ani, mi-a spus, vreau telefon mobil. Și a trebuit să-i cumpăr. Și s-a bucurat de el. Asta este lumea în care trăim. Suntem botezați în tehnologie, spunea cineva. Ce pericole sunt? Suntem noi pregătiți să facem față unei noi lumi, lumi virtuale, pe care nu o putem cuantifica, cântări, controla. Mulți mărturisesc că sufletul lor s-a golit de când navighează pe internet. Mulți tineri au gândul sinuciderii mai des de când navighează pe internet. Familii care se destramă sub ochii noștri pentru că unul sau altul dintre cei doi soți sunt pătimași, dependenți de lumea virtuală. Mâine ne vom concentra la aceasta. Chiar așa, pe ce lume trăiești? Și poi mâine, miercuri, subiectul, deja după ce ne pregătim astăzi și mâine, al treilea subiect, veți vedea, va fi mai ușor de înțeles. Vom vorbi despre relativismul etic și moral. Am pus sub forma unei întrebări, să nu vă sperie limbajul acesta. Și întrebarea pe care am ales-o a fost, și ce dacă? Asta e relativismul. A relativiza înseamnă să nu mai crezi în valori absolute, să pui sub semnul întrebării orice. Faci ceva, tata spune nu-i bine, tu răspunzi, și ce dacă? Eu cred altfel decât tine.
trăiești într-o anumită situație, te compromiți, ești confruntat de cineva, din familie, din biserică și răspunzi, și ce dacă? Asta este gândirea relativistă. A invadat biserica, a invadat familia noastră. Ce facem? Acestea sunt cele trei întrebări. Cine sunt și ce cred? Pe ce lume trăiesc? Și ce dacă? Avem nevoie de ajutorul Duhului lui Dumnezeu pentru aceste studii. Sunt studii, rețineți, nu sunt predici. De aceea vă rog să priviți așa tot ce voi încerca să slujesc, să vă ofer zilele acestea. Darul meu este de dascăl, deci am să-mi exercit acest dar. Sper să fie folositor tuturor. Spunând acestea, intrăm în primul subiect al acestei seri, al acestor zile. Deschidem la Cartea Eclesiastul, pagina 669 în Biblie. Da? Suntem ajutați și de colegii de la tehnică. Da? Voi sunteți cu tehnica, nu sunteți voi. Cam tineri, dar cine știe, copiii de astăzi știu mai multe, mai ales în tehnică, decât noi. Da? E în Vechiul Testament, frate Denis. Doar să fim siguri. Cartea Eclesiastul. Vom citi doar câteva paragrafe. Gluma asta o fac aproape cu toți și totdeauna reușește. Foarte frumos gândul lui Ruben. Să ne întoarcem la cuvânt. Să citești cuvântul mai des. Cuvântul te ghidează. Mulțumesc. Chiar dacă e pe smartphone. Acum le avem cuvântul în telefoane, dar îl citim? Sau e doar acolo? Și nu îl deschizi aproape niciodată. Încă ceva practic. Ștefan te cheamă? Cei care doriți să puneți întrebări pentru legate de studiul din această seară, vă rog să trimiteți un bilețel în fața aici la Ștefan, el le adună, el le selectează și el răspunde la ele. Să nu pleci. Aș dori să citim, ești pregătit, Denis? Da? Să citim o parte din capitolul 1 din Eclesiast. Am să citesc cu dumneavoastră împreună, să vă familiarizați cu ideile, cu limbajul, cu niște texte, paragrafe importante din cartea aceasta. Mă gândesc că n-ați citit-o de mult. Cuvântul Eclesiast este tradus și propovăduitorul, predicatorul. Da? Și credem că a fost vorba de Solomon, așa se prezintă el, chiar în capitolul 1, versetul 1. Da? Și aș vrea să citim primele 11 versete din capitolul 1 și apoi o să citim o parte din capitolul 3, dar întâi prima parte. E foarte ingenioasă ideea să fie și în limba germană. În limba germană este, nu? Da. Cuvintele Eclesiastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare.
Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost, va mai fi. Și ce s-a făcut, se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Mai pesimist nu se putea. Mai trist, parcă nu putea începe o carte. Totul se învârte, totul e un circuit, ce a fost va mai fi, are sens viața asta? Cu alte cuvinte. Solomon, vedeți, pune întrebările pe care noi le punem. Solomon atunci încearcă niște variante în viață. Și începe cu înțelepciunea. Uitați, versetul 12. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și spune versetul 16, am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea. Mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Și versetul 18, asta cred că place la foarte mulți tineri, elevi, căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. De aceea unii nici nu învață. De ce să sufere? Sper că nu ți iei acest verset ca moto și îl pui pe frigider cu magnet. Suntem doar la începutul cărții. Solomon, vedeți, el se pune în papucii noștri. Termenul mai special este empatie. Simpatia este când simpatizezi de la distanță pe cineva, îți place de el. Spui că îl simpatizezi. Empatia este când faci mai mult, când te pui în locul celuilalt și încerci să-l înțelegi, să simți cu el, să trăiești în papucii lui, în pielea lui. Asta e empatie. Simpatia e de la distanță, empatia este reciprocitate. Și asta, într-un fel, face Solomon. Solomon nu doar ne spune de la distanță niște lucruri, el vrea să empatizăm, adică să îl înțelegem împreună cu el, să mergem pe urmele lui, să vedem ce a trăit el, să învățăm ce n-a învățat el cum trebuie în viață. După ce încearcă înțelepciunea, a încercat plăcerea. Și uitați ce și-a permis Solomon. Versetul 3 din capitolul 2. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmi cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi, am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să uit umbrava unde cresc copacii, mi-am cumpărat un Porsche, mi-am făcut o casă cu două etaje, poți să spui orice aici.
în variantă modernă. Asta încerca Solomon. Am folosit cuvântul greșit, Porsche, Audi, Mercedes, ok, bine. Uitați ce a mai făcut Solomon. Versetul 8, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mai mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost toată partea din osteneala mea. Și după toate acestea, concluzia lui Solomon, versetul 11. Atunci când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Deci a încercat înțelepciunea, a încercat bogăția, a încercat plăcerea. Și n-a fost împlinit. Concluzia lui, după toate acestea, totul este deșertăciune. Foarte trist. Foarte trist spre finalul vieții să spui, păi viața pe care am trăit-o s-a scurs, n-am făcut nimic serios, m-am bucurat o clipă de tot ce am făcut și gata, asta e tot. Cuvântul deșertăciune, care este un leitmotiv al cărții, înseamnă efemeritate, lipsă de sens. Asta așa înseamnă deșertăciune. Probabil vine de la deșert. Știți cum e deșertul? Nu crește nimic acolo. Fără viață. Asta înseamnă deșertăciunea vieții. Să nu realizezi nimic concret, să găsești la final că e fără sens, absurd. Deci dacă te-ai luat după gândirea aceasta din tinerețea lui Solomon, spune un interpret, o gândire din asta foarte pragmatică, orientată spre plăceri, vei sfârși ca el. La final vei zice, viața nu are sens. N-a avut niciun sens ce am făcut. Nu e așa că majoritatea oamenilor pe care noi îi cunoaștem, așa trăiesc. Asta e filozofia lor de viață. Dar începând cu capitolul 3, apare o luminiță, o scânteie, ceva frumos. Uitați versetul 11 din capitolul 3. Orice lucru Dumnezeu, El, îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor, a oamenilor, chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Solomon începe să-L includă pe Dumnezeu în filozofia vieții lui. Câte puțin. Și încep lucrurile să se așeze. Mai are întrebări legate de moarte, de exemplu. Ce sens are viața aceasta, spune Solomon, că și cel înțelept și cel nebun merg la un loc, toți mor. Și animalul și omul mor. Ce sens, dacă moartea are ultimul cuvânt, ce sens are viața asta? Și tot așa, Solomon
analizează viața și vrea să ne spună tuturor, uitați concluziile mele. Ar fi foarte bine să citiți cartea aceasta acasă, după ce studiul nostru se va încheia. Pentru că am să vă dau 5 repere, 5 principii imediat din carte, însă vreau să vă deschid apetitul, da? Să mergeți acasă să citiți cartea asta. În câteva minute citiți 10 pagini. Nu e mult. Da. 12 capitole. Faceți acest efort spiritual și intelectual. Merită. Pentru că o să îndrăgiți cartea asta. E ca o oglindă pentru mulți dintre noi. Vreau finalul să-l citesc în carte, în Eclesiast. Dacă toți sunt mulți tineri aici, cunoașteți prea bine versetul 9 din capitolul 11. Da. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar, asta este conjuncția care schimbă dintr-o dată filozofia de viață. Dar să știi că pentru toate acestea vei fi judecat. Și finalul cărții, capitolul 12, versetul 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, e rău. Amin. Cam aceasta a fost citirea noastră din Eclesiast. Sigur, poate vă interesau și alte versete despre căsătorie, nu? Sau nu? Citiți. Veți găsi și câteva versete despre călăuzire în vederea căsniciei. Poate aveți probleme cu bârfa? O, Solomon știe. De exemplu, uitați, Denis n-a închis, nu? Uite, citim împreună 7, capitolul 7, versetul 21 și 22. Pentru cei care vă supărați când auziți că sunteți vorbiți de rău. Uitați ce spune Solomon. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. N-am auzit niciun amin în biserică, dar poate că în inima voastră. Deci, cu alte cuvinte, spune Solomon, nu te grăbi să judeci pe altul. Și sunt versete foarte interesante. Uitați, mie îmi place foarte mult, de exemplu, capitolul 9, versetul 10. E minunat versetul acesta, stimulativ, da? Și anume, spune Solomon, tot ce găsește mâna ta bun să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Cu alte cuvinte, Solomon îți spune, acum câtă vreme trăiești, da? Tot ce găsești bun să faci, fă. E foarte important, te stimulează, îți dă energie. Viața aceasta merită trăită. Și alte versete frumoase despre închinare. Uitați, minunat, capitolul 5, Eclesiast 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, adică să vorbești fără sens. Sau versetul 4, dacă ai făcut o juruință Domnului, nu zăbovi să o împlinești, căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Foarte frumos. Da, vă încurajez să citiți cartea aceasta seara aceasta. Dar
Scopul meu este altul, să vă dau câteva repere, să vă vorbesc despre filozofia acestei cărți și filozofia de viață a unui credincios care are teamă de Dumnezeu. Câteva lucruri pentru cei care doresc să-și noteze și vor să aprofundeze cartea aceasta. Cartea întâi este o carte filozofică. Unii spun că este singura carte de filozofie din Biblie. Poate cea mai mare carte de filozofie din Biblie. Dar valoarea cărții nu stă în forma, în felul în care scrie autorul, ci în conținut. O să vă dezamăgească faptul că nu există o structură clară a cărții. Nici nu o căutați. Nu este așa de structurată, de pildă, ca și cartea Efeseni, Epistola Apostolului Pavel, în care ai primele trei capitole doctrină, următoarele trei capitole practică, teologie dogmatică, teologie practică, știi cam care sunt legăturile. Nu. Cartea aceasta nu are o structură anume. Dar tocmai ideea aceasta, că nu există o structură, ci sunt gânduri care scrise, puse pe hârtie, vrea să spună ideea, vrea să ne comunice ceva. Că autorul a trăit o perioadă de confuzie în viață. De aceea n-a știut încotro merge, ce face. E bine să ai, totuși, o gândire, o perspectivă, o strategie pentru viață. Rolul nostru este să vedem, totuși, din această carte, câteva principii clare despre viață și filozofia vieții. În al doilea rând, cred că este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu, deși în carte Dumnezeu nu vorbește deloc. Aproape că nu găsim nicio aluzie la revelația dumnezeiască. E o carte mai mult a monologului, nu a dialogului. Dar credem că este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Dacă vreți, este prezent Dumnezeu prin absență sau datorită absenței revelației divine poți ajunge la revelația mântuitoare. Mistici ar spune că e o revelație prin întuneric, nu prin lumină, așa numită teologie apofatică. Adică putem spune mai bine ce nu este Dumnezeu decât ce este Dumnezeu. Însă nu ne încurcăm cu aceste abordări. Cert este, și convingerea noastră este, că această carte este inspirată de Duhul lui Dumnezeu, pentru că există suficiente afirmații în carte care îl glorifică pe Dumnezeu, care ne dau adevărata direcție a vieții. Cum să-ți gândești viața ca un credincios? De exemplu, este prezent foarte mult Dumnezeul care dăruiește. Solomon scrie des despre faptul că tot ce avem este de la Dumnezeu. Să nu uiți niciodată asta, uite, și bucuriile pe care le ai, mici, mari, sunt de la Dumnezeu. Nu uita că Dumnezeu e bun și darnic. Sau, ideea dominantă, cred eu, a fricii de Dumnezeu. Un credincios trebuie să aibă frică de Dumnezeu și frica nu înseamnă spaimă, groază, ci reverență. Teamă sfântă. Foarte frumos. Dar al treilea lucru ce vreau să spun despre această carte este o carte radicală. Este o carte
care de fapt îți prezintă două filozofii de viață, una trebuie să o alegi, sau una deja ai ales-o. Este o filozofie de viață fără Dumnezeu și o filozofie de viață cu Dumnezeu. Prima nu-L include pe Dumnezeu, nu include credința. Și veți găsi, mai ales zic, în primele capitole din carte, o gândire din aceasta care e mai mult seculară, umanistă, existențialistă, ca și cum totul se reduce doar la plăcerile imediate. Știți, să vă explic puțin ce e aia existențialist, pentru că dacă îl excluzi pe Dumnezeu din filozofia ta, sfârșești în existențialism. Existențialismul vine de la existență, da? Și se referă la tot ce definește viața ta, existența ta. Tu ești, tu te poți defini, nu? Existi. Ai identitate, ai personalitate. Bun. Existențialismul spune că viața aceasta se reduce doar la existența actuală, la existența, la viața ta în trup. Când moare trupul, ai dispărut. Nu există nimic după moartea trupului. Sufletul nu trăiește veșnic. Practic, tu îți încetezi existența când mori. Niște filozofi francezi au dezvoltat această filozofie existențialistă chiar după al doilea război mondial. Acum, cei care ați citit istorie știți că după cele două războaie mondiale a fost o criză în toată lumea, mai ales în Europa. Și n-a fost doar criză economică, criză politică, ci a fost și criză spirituală. Biserica n-a avut răspuns la Holocaust, la toate grozăviile care s-au făcut în al doilea război mondial, a intrat într-un declin. În perioada aia, anii 50, anii 60, nu exista un răspuns clar. Unde a fost Dumnezeu când au fost omorâți milioane de evrei, milioane de oameni nevinovați? Unde a fost? De ce n-a intervenit? Mulți evrei și-au pierdut credința din acest motiv. Și biserica nu a fost în stare să vină cu ceva concret, cu un răspuns. Sunt motive, dar nu pot analiza acum acest lucru. Doar vreau să vă spun altceva. Că dacă biserica n-a răspuns, au răspuns filozofii. Și mai ales acești existențialiști, care au spus, Dumnezeu nu există, dacă ar fi existat, Dumnezeu ar fi intervenit să oprească răul. Dumnezeu e mort și viața noastră se reduce doar la cât trăim în trup. Și unul dintre filozofi însuma această filozofie existențialistă în felul acesta. Viața e ca un tunel. Da? Intri prin naștere în tunel, ieși prin moarte din tunel. Ce se întâmplă în tunel nu contează. E întuneric, fă ce vrei. Ideea aceasta a fost foarte populară. Și după ce această filozofie a fost îmbrățișată, mai ales de vest, atunci au apărut problemele. Mișcarea rock, punk, baby boomers, cei care știți, sexualitate liberă, drogurile au fost la liber mulți ani. Ce să mai spunem de cultură, de artă, de muzică? Toate au fost seculare, secularizate, nimic Dumnezeu în ele. În această perioadă, spiritualitatea Europei a căzut dramatic și nu cred că și-a revenit de atunci. Europa era un continent creștin. Peste tot era creștinismul. Semnele mai sunt, vedeți câteva biserici, dar sunt goale, sunt de vânzare. În toată Europa sunt biserici de vânzare.
Pentru că nu există credincioși. N-au nici suport financiar să le susțină, să le întrețină. Pentru câțiva care merg, românii noștri evanghelici care ajung prin Europa mai închiriază aceste biserici. Am fost de curând în Londra. Aproape toate bisericile române de acolo, evanghelice, și sunt 22 de biserici în Londra, la ora actuală. Aproape toate au închiriat clădiri de la metodiști, de la anglicani, de la presbiterieni, de la reformați, pentru că nu se strâng credincioși. Dar cândva era inima creștinismului Europa, nu-i așa? După războiul al doilea mondial, după această perioadă de filozofie existențialistă în care Dumnezeu nu avea loc, asta a avut loc, o decădere și morală și mai ales spirituală. Și aici am ajuns. Cu o Constituție a Europei în care nu apare nici cuvântul creștin, nici cuvântul Dumnezeu. Și va fi tot mai rău. Va fi tot mai rău. Pluralismul religios își va cere drepturile. Și va trebui să ai o religie privată. Despre aceasta aș vrea poimâine să vorbesc mai mult, pentru că afectează familiile. Bun, mă întorc la filozofie. Vedeți, această filozofie a gustat-o și Solomon în vremea lui. Nu o numește existențialistă, dar rădăcinile acestei gândiri fără credință, fără Dumnezeu, sunt acolo. De aceea, cartea aceasta e radicală, pentru că varianta a doua, în loc de existențialism sau hedonism, adică cultul plăcerii, ai cealaltă variantă, o filozofie de viață care îl include pe Dumnezeu. O filozofie care pune mereu teama de Dumnezeu în tot ce face omul. Dacă faci ceva, e pentru că Dumnezeu e deasupra. Și acestea sunt variantele și astăzi. De fapt, aș face încă o scurtă paranteză aici. Am vorbit cu câțiva filozofi ai acestui veac și am întrebat, care e filozofia predominantă astăzi? Adică, știm, să zicem, în anii 50-60, în secolul trecut, a fost existențialismul. Cândva a fost idealismul la nemți, a fost raționalismul, știu eu. Dar astăzi ce filozofie domină? Răspunsul lor este niciuna. Nu există o filozofie care să domine, care să fie simpatizată, care să fie credibilă, să zicem tinerii să o îmbrățișeze. Vă provoc pe voi, ce filozofie de viață? Numiți-o, vă rog, nu există. Unii au încercat să o numească postmodernismul, dar deja se vorbește despre faptul că am trecut de postmodernism. A fost o perioadă foarte scurtă, pentru că nici nu se știa defini ce e. De aceea îți trebuie o filozofie de viață. Nu există nicio ofertă serioasă de la gânditorii lumii acesteia. Cartea aceasta, Cartea Sfântă, și nu numai Cartea Eclesiastul, toată Sfânta Scriptură îți va da o adevărată, solidă filozofie de viață. Și acum ajung la cele cinci principii ale cărții Eclesiastul, cinci principii ale filozofiei de viață pe care aș dori să vi le împărtășesc. Rețineți că aceste principii sunt ale unui om, ale lui Solomon, care a fost cel mai deștept om din vremea lui. Îți place să stai lângă oameni deștepți? Sau nu? Unora nu le place, că se simt complexați. Dar e bine să stai lângă oameni deștepți, lângă oameni evlavioși,
Mi-ar fi plăcut să stau cu Solomon, să-l ascult, câtă înțelepciune. Extraordinar. Când el a început viața de împărat, s-a rugat lui Dumnezeu și i-a cerut un singur lucru, înțelepciune, ca să conducă poporul înțelept. N-a prea reușit. Solomon, ca împărat, n-a strălucit. De fapt, după Solomon, Israelul a intrat într-o perioadă de idolatrie. Înțelepciunea nu l-a ajutat foarte mult și mă refer mai degrabă la inteligență. Vreau să faceți aici o diferență între înțelepciune și inteligență. Inteligența este un dar, ceva născut, ceva ce ai primit prin naștere. Ai un coeficient de inteligență. Asta e, atâta e. Ai vrea să fie mai mult, dar nu se mai poate. Da? Nu trebuie să fii invidios pe cei care au inteligență mai mare ca tine. Memorează mai ușor, sunt mai iuți, da? Calculează mai repede. Nu. Atât ți-a dat Domnul, da? Și te anunț că nu poți face mare lucru, indiferent câtă ciocolată mănânci. Și nu cred că se vor inventa senzori speciali pe care să implantăm în creier ca să fim mai deștepți. Dar înțelepciunea este ce faci bun, frumos, constructiv cu inteligența. Că poți să fii inteligent și Dumnezeu să te numească nebun. Știți ce spune în Psalmul 14? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Înțelept cine este? Vă amintesc ce spune și Solomon în Proverbe. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Poți să fii un om simplu, fără multă carte, fără multă inteligență, dar să fii înțelept. Pentru că dacă îl pui pe Dumnezeu în centru vieții tale și ai respect față de Dumnezeu, mai puțin contează coeficientul de inteligență. În ochii lui Dumnezeu, atunci ești înțelept, când ai frică de El, frică sfântă de Dumnezeu. Deci, învățăm de la un om foarte inteligent, dar care n-a fost totdeauna înțelept. Înțelept în sensul biblic al termenului. Pentru că Solomon și-a permis foarte multe lucruri în viață să facă și lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Și de aceea, deși avea înțelepciune ca inteligență, n-a fost binecuvântat. Pentru că n-a avut totdeauna teamă de Dumnezeu. Și de aceea scrie această carte. Scrie celor care vin după el. Uite, vouă, mie, ne scrie cum să fim înțelepți, să nu facem greșelile pe care le-a făcut el. De aceea merită să-l ascultăm. Și iată, am însumat gândul lui Solomon din carte în cele 5 principii. Primul principiu. Viața este scurtă și moartea sigură. Nu. Mai trist nu se putea. N-aș fi vrut să încep așa, dar citind și pe alți comentatori, am considerat că așa e bine să încep, pentru că și Solomon începe așa. Ce vrea să spună acest principiu? Viața este un dar de la Dumnezeu, da. Te bucuri de ea, dar nu uita că viața este scurtă și moartea e inevitabilă. Nu contează cât de încet vine, moartea va veni.
Vă dau câteva texte din cartea lui Solomon. Capitolul 1, versetul 4, un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Versetul 9, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare. Capitolul 2, versetul 16, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului, chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare, și nebunul. Cu alte cuvinte, există o certitudine, spune Solomon, că vei muri. Acum, unii se poartă ca și cum ar trăi veșnic. Ei chiar cred basmul acela românesc, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar Solomon îi anunță că e doar un basm. Ce spune Solomon este așa, că fiecare ființă e tranzitorie, adică trece. Așa cum evenimentele se succed, unul după altul, așa și oamenii, unii vin, pleacă, se nasc alții, mor. E un fel de circuit. Evenimentele din trecut sunt uitate, evenimentele din viitor vor fi uitate. Nu e prea încurajator, recunosc lucrul acesta, dar când îți faci o filozofie de viață, spune Solomon, să nu uiți principiul acesta. Că viața e scurtă și moartea este sigură. De aceea, când îți vei planifica cum să trăiești, ține minte, nu uita de scurtimea vieții. E o deșertăciune să crezi că vei găsi un sens în această viață scurtă când te focalizezi numai pe ea. Pentru că moartea neagă toate diferențele dintre oameni și animale, dintre înțelept și nebun. În final, toți mor. Capitolul 3, versetul 19. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Știți cum ar veni asta? Fiecare serviciu de înmormântare îl anticipează pe al tău și pe al meu. Capitolul 7, versetul 2, 3 și 4 chiar mi-a fost un subiect de predică și vi-l sugerez pentru cei care vreți să aveți un cuvânt chiar în fața sau în fața realității morții. Uitați ce spune Solomon. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. 2. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. 3. Mai bine inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Adică, 1. Spune Solomon, e mai bine să te duci la un serviciu funebru decât la discotecă. E mai bine să te duci la un spital să vezi suferința. E mai bine să te duci să mângâi pe cineva care a pierdut pe cineva apropiat decât să te duci la chef.
la parte. De ce spune Solomon? Ai trei avantaje. Unu, îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om. Da, acolo, când vezi suferința, când vezi sicriul, nu-i deloc plăcut. Moartea nu este ceva natural, nu ne place moartea, dar îți amintești că și tu ai o limită. Doi, spune Solomon, acolo, versetul 3, prin întristarea feței inima se face mai bună. Când vezi suferința, inima si se va curăți, inima se va face mai sensibilă, mai bună. Pentru că vezi suferința la altul și nu vei mai fi egoist, să te gândești numai la tine. 3, versetul 4. Acolo în casa de jale te faci înțelept. Inima înțelepților e în casa de jale. Acolo îți vei regândi filosofia vieții. De aceea, spune Solomon, vă încurajez să mergeți, să stați lângă cei în suferință. Oricât de tânăr ești. O fată de-a mea, cu mulți ani în urmă, era în liceu, a venit odată acasă supărată de la liceu, de la școală, că diriginta îi forțează să se ducă la o școală de copii handicapați, cu handicap mental și orfani. Și ea nu se duce, că ea e sensibilă și ea... Nu, zic, te duci. Te duci, să vezi cum e. Să vezi copii care n-au părinți, care n-au ce ai tu, toată ziua ești nemulțumită. Și s-a dus. Când a ajuns acolo, după scurt timp, mulți copii fără mamă, fără tată, unii cu probleme și mentale și fizice. Era un centru din acesta suprapopulat, cam neîngrijit, era după Revoluția din România, la puțini ani. Și la un moment dat, un copil, un băiețel așa, de câțiva anișori, se ține de ea. Oriunde mergea fata mea, mergea și băiețelul după ea. Și o ținea de rochie. Unde mergea și a vrut să scape de el, n-a putut. Era simpatic. L-a luat în brațe. L-a îmbrățișat-o. L-a îmbrățișat și ea. S-a produs o legătură sufletească. Și câtă vreme a durat vizita aceea, tot cu copilul acela era după ea. Tot după ea se ținea. Și când a plecat de acolo, a plâns. Abia s-au despărțit. Dar la început n-a vrut să meargă. Ea nu se duce că e sensibilă. Auzi. Și mi-a spus când a venit acasă plângând, tata, abia aștept să ne întoarcem. Și luna viitoare iar mergem. Poate că, spune Solomon, ai regândit filozofia vieții, dacă ai ține minte acest principiu, că nu trăiești veșnic, că viața e scurtă și moartea vine la toți. Un party nu are acest efect. Un chef nu are acest efect. Vă face mai egoiști, mai insensibili la cei de lângă voi. De aceea Solomon spune, nu există nicio șansă ca să-ți faci ordine corectă în viață dacă nu ții cont că viața e scurtă și moartea este sigură. De aceea fii înțelept și când îți faci calculul vieții, să te gândești la acest principiu.
Al doilea principiu. În lumina morții, toate realizările omului n-au nici o valoare dacă nu îl incluzi pe Dumnezeu. V-am arătat cum Solomon a încercat mai multe variante. A făcut multe lucruri în viață, Solomon, să nu credeți că n-a fost activ. Ba, a făcut, a avut foarte multe realizări. Dar, cum spuneam, în lumina morții, toate realizările au puțină valoare sau nu au valoare deloc dacă nu îl incluzi pe Creatorul tău în ele. A încercat munca. Solomon, da, a trudit din greu. Dar știți la ce concluzie a ajuns? La o concluzie pe care o uită unii părinți astăzi. Vă citesc din capitolul 2, versetul 18 începând. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, munca pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare, și aceasta este deșertăciune. Să muncești toată viața și lași la un copil care în 2 ani o distrus tot. Tu nu vei ști asta. Că te-ai dus. Dar Solomon observă acest lucru. E deșertăciune, e absurditate. N-are sens. Dacă scopul vieții tale este să trudești, să aduni, greșești. Nu va pomeni nimeni de tine și de realizările tale după vreme. Și în final, după ce ai muncit atât, mori. Nu duci nimic cu tine. Am fost la sute, mii de mormântări, probabil, în viață. Dar n-am văzut încă car mortuar cu remorcă după el. Ca să ducă lucrurile pe care le-au adunat omul respectiv. Lăsăm la alții, bun. Atenție, Solomon nu spune că munca e rea. Solomon spune că dacă obiectivul vieții tale e truda, munca asiduă, numai asta faci toată ziua, vei fi dezamăgit. Nu, acesta este scopul ultim al vieții. Înțelepciunea, v-am arătat. Omul acesta, Solomon, a fost înțelept în sensul că a cunoscut foarte multe. Dar, deși are multe avantaje înțelepciunea, are și niște frustrări. Uitați-vă din nou la capitolul 1, versetul 16. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea, să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. De ce? Vă amintiți? Și nebunul și înțeleptul merg în același loc. Amândoi mor. Citesc mult. Am fost în mari biblioteci ale lumii. Am studiat la o bibliotecă care avea peste 20 de milioane de volume. E greu să numeri. Și când te uiți câtă înțelepciune a fost pusă acolo, oameni de mii de ani care au gândit, au scris, e rezultatul unei munci serioase, unui efort serios. Și stau acolo, zac, acolo, neatinse, necitite. E o deșertăciune. Dacă acesta este scopul vieții,
vei fi dezamăgit. E bine să fii înțelept, să cunoști, dar, spune Solomon, nu acesta este sensul, semnificația finală a vieții. A treia variantă, plăcerea. Solomon a încercat și asta. La fel, plăcerea ține foarte puțin. Dispare repede. Apoi, Solomon a încercat, la un moment dat, neprihănirea. Să știți, Solomon a încercat să fie om moral. Da. Și a văzut câteva avantaje. Dar, din nou, același lucru. Un om care este caută neprihănirea, la un moment dat, e judecat de alții, pe nedrept, poate are un succes de moment, până la urmă, neprihănirea absolută e imposibilă. Capitolul 7 din Eclesiast dezbate problema aceasta mai în detalii. Uitați-vă, Eclesiast 7 cu 16, poate că ăsta e un alt verset favorit, dar numai prima parte. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Da. Aici Solomon vrea să spună să nu te lauzi cu aceasta. Dar versetul 20, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Până, cum spune unul din proroci, până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că și atunci când faci ceva, un act filantropic, a ajutat pe cineva, pui ceva egoism în actul acela. Asta vrea să spună Solomon. Nu există om perfect. A existat unul. Unul singur. Domnul nostru Iisus Hristos, în care n-a fost păcat. Deci, nici măcar acest obiectiv al vieții, spune Solomon, nu îți dă sensul final al vieții. Acum, ceva foarte important trebuie să spun aici. Toate aceste realizări, munca ta, strângerea, avuția, înțelepciunea, neprihănirea, toate care toți ne străduim să le facem, nu au valoare când le desparți de Dumnezeu, de Creatorul tău. Când ele devin un scop în sine, vei fi foarte dezamăgit. Dar toate acestea au valoare și au sens când îl incluzi pe Dumnezeu în ele. Ați înțeles principiul? Totul este deșertăciune dacă îl excluzi pe Dumnezeu, pe Creator. Dar când îl incluzi pe Dumnezeu în munca ta, în căutările tale, în neprihănirea ta, da, în actele tale filantropice, toate acestea au sens. Când le desparți de Dumnezeu, ele n-au niciun scop în sine. Al treilea principiu. Dar a te bucura de viață este un dar de la Dumnezeu. Solomon, deși vede partea negativă, că moartea vine, că realizările noastre în sine n-au nicio valoare fără Creator, vine să ne dea o lumină de speranță când vorbește despre noi, despre oameni. Dumnezeu, în ciuda limitărilor noastre, e un Dumnezeu bun și darnic și ne dă viață, ne dă tot ce trebuie pentru viață. Să nu uiți, să te uiți la toate ce pe care le ai, ca la un dar de la Dumnezeu. Până și atunci când mănânci cu plăcere ceva, spune Solomon, până și atunci când te bucuri de frumusețea creației, atunci când, știu eu, muncești și vezi o realizare, să știi că toate sunt dar de la Dumnezeu.
Și Dumnezeu vrea să te bucuri de viață. Când le recunoști ca un dar de la Dumnezeu, te vei putea bucura de ele. Când Dumnezeu nu este inclus, toate acestea sunt deșertăciune. Dar, pentru motive pe care nu le cunoaștem în totalitate, Solomon spune că Dumnezeu ne iubește pe toți oamenii, că a pus în noi gândul veșniciei, da, că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Vă amintiți în capitolul 3, versetul 11, că Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei? Și apoi în același capitol, versetul 14, tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Dumnezeu face toate acestea ca lumea să se teamă de El. Adică Dumnezeul nostru este implicat în viața noastră. Dumnezeul nostru nu este distant, spune Solomon, Dumnezeu este imanent, implicat, simte cu noi. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu simțul transcendenței, cu dorința de a trece dincolo de lumea aceasta. Noi avem gândul veșniciei plantat în noi. Asta nu au animalele. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, avem ceva în plus, pe lângă capacitatea noastră de a gândi, capacitatea de a iubi, de a alege, avem capacitatea de a intra în experiențe spirituale cu Creatorul nostru. Faptul că te poți gândi la veșnicie, la eternitate, faptul că ești religios și ai tendința aceasta să intri în relație cu divinitatea, e un dar de la Dumnezeu și trebuie să te bucuri de El. Dar e mai mult de atât. Fiecare dintre noi e o creatură specială în ochii lui Dumnezeu. Fiecare avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Când moare unul dintre noi, moare un unicat. Altul ca El, Dumnezeu, nu mai face. De aceea când plângem după cei dragi ai noștri, care nu mai sunt, plângem justificat. Pentru că altul ca El, Dumnezeu, nu va mai face. Avem o unicitate pe care Creatorul a pus-o în fiecare dintre noi. Și dacă mai trăiești, indiferent ce spun ceilalți de lângă tine, indiferent că te batjocoresc, că spun că nu ești bun de nimic, că tu n-ai făcut nimic în viață, faptul că ești în viață înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine, înseamnă că Dumnezeu te iubește. Asta este Evanghelie. Cea Solomon vrea să-ți redea simțul demnității ca om. Poate n-ai realizat multe în viață, poate te apropii de sfârșitul vieții și te uiți cu regret în urmă. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu, ai gândul veșniciei în tine, ai ceva plantat de Dumnezeu în tine, ești unic și de neînlocuit. Și dacă mai trăiești, înseamnă că Dumnezeu te mai vrea pe pământul acesta cu un scop. Pentru cei mai în vârstă poate să se roage, să mijlocească pentru ceilalți. Pentru cei tineri, să vă dea de lucru. Tot ce găsește mâna ta bun să facă cu toată puterea. Pentru că în locuința morților în care mergi, nu vei mai putea face aceste lucruri. Da, în filozofia ta de viață include acest adevăr. Bucură-te de viață. Câtă vreme Dumnezeu îți mai dă viață. De aceea noi nu acceptăm sinuciderea,
De aceea suntem împotriva avorturilor, orice e împotriva sanctității vieții. Pentru că Dumnezeu ne-a dat viața ca un dar, să o prețuim, să o trăim intens, cu frică de Dumnezeu. Așa să ne ajute El. Al patrulea principiu. Sensul vieții se găsește într-o relație personală cu Creatorul, cu Dumnezeu. Aici cred că este esența cărții și esența filozofiei de viață a unui credincios. Da, omul este păcătos. Da, omul nu face totdeauna lucruri bune. Omul nu poate trăi independent. Suntem născuți având o înclinație spre păcat, da, acest lucru e adevărat. E descurajator să vezi răul răspândindu-se pe pământ. Da. Dar dacă te uiți doar la rău, vei fi un fatalist, vei fi un pesimist, nu vei găsi sens în viață. Însă Solomon vrea să te ridice deasupra, vrea să-ți spună, și eu am gândit cândva așa, și am fost un pesimist, și n-am văzut sens în nimic, în tot ce am făcut, dar când mi-am ridicat ochii în sus și am dat de ochii Creatorului, am văzut că totul poate avea sens. Și sensul vieții este să am frică de Dumnezeu. Iată sfârșitul tuturor învățăturilor. Eclesiastul 12 cu 13. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Da, aceasta este partea noastră sau datoria noastră, spune Solomon. Indiferent unde se naște omul, indiferent în ce cultură, în ce zonă geografică, în ce perioada istoriei, fiecare are datoria să se teamă de Dumnezeu. Fără acest sentiment al apartenenței de Creator, al dependenței de Creator, nu îți vei găsi rost pe pământ. Nu vei găsi sens în viață. Oamenii care trăiesc cu sens în viață sunt cei care au relație cu Creatorul lor. Când această relație nu există, faci ce vrei, tu ești Dumnezeu și urmările vor fi catastrofale. De aceea Solomon îți dă alternativa în locul pesimismului să pui credința în Dumnezeu. De mai multe ori vorbește despre aceasta. Deja în capitolul 2, versetul 24, Solomon spune: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseală lui, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 14, partea de final: Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Vedeți, Dumnezeu vrea să te bucuri de viață și trebuie să o faci. N-ar trebui să fii un creștin mereu încrâncenat, întristat, așa, arătând dezamăgit, stresat, da? E cumplit să vezi un creștin stresat, care își trăiește viața de credință așa, doar sub spectrul legii, al legii legalismului. Da. E cumplit să vezi creștini care nu se pot bucura de viață, credincioși care își trăiesc viața sub stres. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Solomon spune, trebuie să te bucuri de viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu, dar
cu acest amendament, să nu uiți că Dumnezeu e sus și tu ești jos. De aceea în capitolul 5 din Eclesiast spune versetul 2, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Dacă te consideri creatura lui Dumnezeu, ești pe pământul acesta ca să-L slujești pe Dumnezeu. Și trebuie să recuperezi sentimentul de ispravnic, sau nu sentimentul, ci statutul de ispravnic. Vă amintiți în Geneza când Dumnezeu spune că l-a făcut pe om, i-a dat la un moment dat în stăpânire pământul. L-a făcut ispravnic peste tot ce a creat. Orice om trebuie să aibă acest sentiment al isprăvniciei, să te simți un administrator al acestei creații. De aceea suntem ecologiști, într-un anume sens. Trebuie să protejăm creația lui Dumnezeu, să nu ne batem joc de ea. Dar mai mult de atât, nu doar să economisim, să investim corect, e mai mult de atât. Dumnezeu vrea ca să te bucuri din plin de toate acestea, nu doar ca ispravnic, ci ca unul care împărtășești viața lui Dumnezeu, tot ce a făcut Dumnezeu, ești partener cu Dumnezeu, participi în viața lui Dumnezeu, în tot ce a făcut Dumnezeu. De aceea trebuie să te bucuri de viață. Da. Prea multă tristețe văd pe fețele oamenilor astăzi. Și făceam remarca aceasta, mai ales în România. E foarte multă apăsare așa, pe oameni, chiar în biserici. Și i-am încurajat pe predicatori să aibă cuvinte de încurajare pentru popor acum, nu cuvinte de apăsare, de nu biciuiești oamenii când le merge rău. Trebuie să le aduci cuvânt de mângâiere, de încurajare. Acestea sunt vremurile. Dar n-ai voie să te porți ca unul care are un Dumnezeu slab, neputincios. Pentru că dacă tu ești trist mereu și arăți ca un învins, un stresat, arăți prin aceasta că ai un Dumnezeu neputincios care nu poate să te scoată din situația aceea, care nu te poate ajuta să învingi nu știu ce păcat, Dumnezeul tău este dezonorat atunci când ești mereu pesimist, sceptic, critic, bombănești continuu. Când se uită alții la noi, la credincioși, vor să vadă ce Dumnezeu avem. Arată-le că e un Dumnezeu viu, că e un Dumnezeu suveran, că totul este în control și că acest Dumnezeu e Tatăl tău. Aici e sensul vieții. Sensul vieții să ai relație cu acest Dumnezeu. Relație vie. Părtășie și să mărturisești, să spui altora. Și ultimul gând pe care l-am, al cincilea principiu, n-aș fi vrut să-l includ, dar trebuie. Nu o să vă prea placă, dar Solomon a scris despre el și iată care este. Prin tot ce faci aici pe pământ, îți afectezi veșnicia. De mai multe ori, Solomon vorbește despre Dumnezeul care e drept, care judecă, care face dreptate. Solomon vede nedreptatea, însă uitați ce scrie despre ea,
capitolul 3, versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a rânduit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că sunt, că nu sunt decât niște dobitoace. Versetul 22, așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrurile lui. Aceasta este partea lui, că cine îl va face să se bucure de ce va fi după el. În capitolul 11, versetul 9, acel verset pentru tineri. Să te bucuri, tinere, în tinerețea ta, să fii cu inima veselă, da, alege ce vrei să faci, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și ultimul verset din carte, capitolul 12, versetul 14, Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Adică Dumnezeul nostru ne avertizează, ne-a dat viață, ne-a dat putere să realizăm multe în viața aceasta. Ne-a dat daruri, în fiecare zi ne dă daruri. Darul de a respira, darul de a vorbi, de a comunica, darul de a face lucruri, de a crea, de a fi creativ, inventiv, de a asculta muzică, sunt daruri. Dar să știi că pentru toate acestea, dacă nu le investești corect, vei fi judecat. Fiecare este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru orice face, indiferent că a făcut în ascuns sau la vedere. De aceea, pe baza comportării tale, Dumnezeu te va judeca, pentru că El este un Dumnezeu drept. E adevărat că noi nu vedem dreptatea lui Dumnezeu manifestându-se în fiecare zi așa cum am vrea noi. Dar încrede-te în Dumnezeu, că și dacă El face dreptate mai târziu, înseamnă că așa este bine. Dumnezeu nu face dreptate la poruncile noastre, la rugăciunile noastre chiar. Rugăciunile noastre nu transformă, nu schimbă radical planul lui Dumnezeu. Ele se integrează, sunt integrate de Dumnezeu, dar planul Lui se va împlini oricum. De aceea, încrede-te în acest Dumnezeu, va fi un final al istoriei, când Dumnezeu va face dreptate. Acesta este Dumnezeu nostru. De aceea, cea mai sigură stare este să ai teamă de Dumnezeu, să ai o teamă sfântă în prezența lui Dumnezeu. În concluzia acestui mesaj, acestui studiu, prin bunăvoința lui Denis, a sintetizat și el aceste cinci principii, care sper să vă ajute să citiți mai îndrăzneți această carte. Iată care sunt. Ce spune Solomon? Că viața este scurtă și moartea este sigură. Nu trăi ca și cum nu e așa. În fiecare seară când te duci la culcare, roagă-te, mulțumește lui Dumnezeu că ți-a mai dat o zi de viață. Și dimineața când te scoli, mulțumește lui Dumnezeu că mai ai viață. E darul Lui pentru tine. În lumina morții, toate realizările omului n-au nici o valoare dacă nu incluzi pe Dumnezeu în viața ta. E bine să muncești, să studiezi, să aduni, să te gândești la viitor. Dumnezeu nu te oprește la asta. E un dar să poți face asta. Ai energie, ai inspirație, profită.
Dar dacă nu l-ai inclus pe Dumnezeu, mai târziu vei vedea că toate realizările tale n-au niciun sens. N-au nicio valoare. Sunt absurde, fără sens, dacă Dumnezeu nu e prezent în ele. De aceea, când muncești, când studiezi, roagă-te lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu, cheamă-L pe Dumnezeu acolo. Atunci și munca ta va avea sens, și neprihănirea ta va avea sens, și studiul tău va avea sens. 4 sau 3, a te bucura de viață este un dar de la Dumnezeu. Când te uiți în oglindă, fetelor mai ales, că vă uitați mult în oglindă, nu mai fi nemulțumită de cum te-a creat Dumnezeu. Mulțumește-i că ai minte sănătoasă, mulțumește că poți vedea, că poți gândi, mulțumește așa cum ești, pentru că Dumnezeu a vrut să fie așa. Să nu fii invidioasă pe alții, să nu fii invidios pe alții. Bucură-te de viață, e un dar de la Dumnezeu. Și ce dacă celălalt a putut să adune mai mult, să aibă mai mult? Ar trebui să fii mulțumită lui Dumnezeu și pentru asta. Elimină invidia din viața ta, amărăciunea. Și vei trăi frumos și liber și bucuros. Și vei vedea totul ca un dar de la Dumnezeu. Uită-te la ce ai acum și compară-te cu cei care n-au 80% din lumea asta n-are ce ai tu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 4. Sensul vieții se găsește când ai o relație serioasă cu Dumnezeul tău. Când te închini Lui, când îi mulțumești Lui, când treci cu frică de Dumnezeu, atunci toate se așează. Accepți autoritate peste viața ta, nu ești singur și crezi în suveranitatea Lui. Acesta e sensul vieții. Mereu legătură cu Dumnezeul tău. Nu vei fi singur, nu te vei mai simți singur în acest univers. Ai pe cineva, ai pe Creator lângă tine și pe ceilalți pe care i-a creat Dumnezeu. Vei vedea cu alți ochi totul când te vei uita de sus în jos, așa cum se uită Dumnezeu la tine și la mine. De ce? Ai grijă cum trăiești, pentru că prin tot ce faci aici pe pământ, îți afectezi veșnicia. Dumnezeu te va judeca pentru ce ai făcut aici. Uneori judecata vine chiar acum și nu te bucuri de anumite lucruri și Dumnezeu poate interveni chiar prin boli, prin lovituri dure, ca să ne învețe lecții mari ale vieții. Dumnezeu poate judeca chiar aici pe pământ. Nu o face totdeauna. Câte gânduri rele ai avut numai săptămâna asta sau săptămâna cealaltă și Dumnezeu nu te-a judecat, nu te-a pedepsit. Dumnezeu e mai bun decât crezi sau gândești tu. Dar ai grijă, Dumnezeu promite că ne va judeca. De aceea să ai un cuget curat înaintea Lui, o credință neprefăcută, să stai transparent, să stai în lumină, să trăiești viața înaintea acestui Dumnezeu cu frică. Acesta este sensul vieții. Asta e cea mai bună filozofie de viață. Ce mare lecție ne-a dat acest om, care a eșuat în multe lucruri, dar care a vrut să ne învețe pe noi astăzi să nu facem greșelile lui, să stăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Și așa să ne trăim viața acestui Dumnezeu bun, atotputernic, suveran, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.